Nicolae Nosov, Habar n-am în orașul soarelui. Capitolul 23. Habar n-am are din nou mustrări de conștiință. Inginerul Nit, noua cunoștință a călătorilor noștri, era un prichindel ieșit din comun. Cel deosebea de ceilalți era viteza teribilă cu care le făcea pe toate. Mâinile, picioarele și limba îi se mișcau extrem de repede. Avea obiceiul să fugă, nu să meargă, și nu putea sta locului aproape niciodată. Dacă nu avea de alergat în vreun loc și nici de pălăvrăgit cu cineva, tremura tot, cu mișcări dezordonate ale trupului sau țopăia pe loc de nerăbdare. Dacă avea de mers cu automobilul, gonea cu viteza cea mai mare. În plus, pornea la drum când nu gândeai și oprea când nu te așteptai. Ideile treceau prin cap cu viteza luminii, care, după cum bine se știe, este de 300.000 de kilometri pe secundă. Lua orice hotărâre fără să stea pe gânduri și într-o clipă o punea în aplicare, iar dacă, din cine știe ce motive, nu-i mai era pe plac, o schimba pe loc, fără să o ducă la bun sfârșit. Toți cei care aveau prilejul să-l întâlnească pe Nit cădeau în capcana firii lui active și făceau tot ce trecea lui prin cap, uitând de planurile și intențiile lor. Îndată după masă, Cubuleț, care era mai liniștit din fire, crezu că acum e momentul să-i ducă pe călătorii noștri pe strada creației, ca să le arate casa lui Pepenaș. Dar Nit spuse fără pic de jenă că pentru așa ceva e vreme oricând și se grăbi să îndrepte mașina spre fabrica de mobilă. Când ajunseră la fabrica de mobilă, călătorii rămaseră uimiți văzând că scaunele, mesele, dulapurile, divanele, paturile nu erau din lemn, ci din mase plastice. Procesul de producție era foarte simplu. Masa plastică pregătită din vreme era introdusă într-o matriță. Acolo era presată și modelată, după care te trezeai că din mașină iese un scaun, o masă sau un pat, gata făcut. Pentru dulapuri, bufete sau divane era nevoie de 2, 3 și chiar mai multe prese. La o mașină din aceasta se turna carcasa dulapului, la alta ușile și rafturile lui, la a treia sertarele și așa mai departe. Masa plastică era fabricată în culori și nuanțe dintre cele mai diverse. Exista și masă plastică de culoarea lemnului. Nu puteai să deosebești mobila din masă plastică de mobila fabricată din lemn. Mai exista și masa plastică de culoarea metalului, care imita întru totul metalul. Pe lângă mobilă se mai fabricau lustre, clanțe cu aspect antichizat, rame pentru tablouri, oglinzi. În sfârșit, mai erau fibrele sintetice, moica puful, din care se fabricau saltelele, orsomierele, plăpumile, pernele și materialele cu care se îmbracă divanele și fotoliile. În afară de mobila simplă, se mai făcea mobilă combinată, ca de exemplu divanul pat folosit și ca divan și ca pat, masa frigider, scaunul aspirator, patul bibliotecă, fotoliul bicicletă și altele. Dar cel mai mult le-a plăcut călătorilor noștri așa numita mobilă pneumatică, goală pe dinăuntru. Dulapurile, mesele, fotoliile, divanele se fabricau din cauciuc și se umflau cu aer. Mobila era ușor de transportat, era suficient să scoți aerul din ea și garnitura completă dintr-o cameră își găsea locul într-un geamantan nu prea mare. Cele mai elegante erau fotoliile, canapelele și paturile. Când erau pline cu aer, căpătau forme moi, bombate, aerodinamice, care te îmbiau să stai și să te culci pe ele. După ce vizitară fabrica de mobilă, călătorii noștri se duseră la cinema și la teatru. Ziua următoare, Nit și Cubuleț veniră să ia mai devreme și plecară toți la fabrica de televizoare și aparate de radio. Lucrul cel mai important pe care îl văzură aici era televizorul uriaș cu ecran lat depus pe perete. Trebuie să spunem că în orașul Soarelui toate cinematografele aveau instalate televizoare de perete cu ecranul lat, așa că filmele erau transmise direct din studioul de televiziune.
Era un mare avantaj pentru că nu mai trebuia să transport sute de kilometri de peliculă, să obligi sute de operatori să lucreze, ba în plus, nu mai trebuia să produci atâta amar de pelicule. Era de ajuns una singură pe care să o sucești și răsucești, să faci ce vrei cu ea la stația de televiziune, ca filmul să poată fi văzut în toate cinematografele. Asemenea televizoare, dar de dimensiuni mai mici, se găseau și în multe apartamente. Locuitorilor din orașul Soarelui nu le plăcea să vadă însă filmele acasă, erau firi sociabile, preferau să le vadă când erau împreună. Li se părea, nu se știe de ce, că filmele sunt mult mai bune și mai interesante. În fabrică se mai produceau pe lângă televizoarele de perete, televizoare obișnuite și aparate de radio de cele mai diferite tipuri, începând cu aparatele mari cu pick-up și radionoptierele și terminând cu cele de dimensiuni microscopice, precum aparatele de buzunar, care piuie, micropiuitoare, și cele cât nasturii, care abia dacă le auzi, cum șușotesc, microșoptitoare. Pe urmă, Nitei duse pe călător la fabrica unde se produceau obiecte de uz casnic, ca de exemplu aspiratoare, mașini de spălat automate, aparate de măturat și de șters praful, storcătoare de fructe, oale ermetice și cratițe sub presiune. Călătorilor noștri le-a plăcut cel mai mult fierul de călcat electric cu reglare automată. Acesta putea să calce rufăria automat fără niciun fel de ajutor din afară. În partea din față avea două mici televizorașe ca doi ochi cu care părea că vede ce și unde trebuie să calce. Puțin mai jos de ochi se afla un nas de tablă. Dacă rufele călcate începeau să se ardă, fierul de călcat simțea mirosul de ars, cu nasul ăsta se închidea automat și fluiera. După aceea, călătorii noștri făcură o vizită la fabrica de cărți, unde se făceau cărți de toate felurile, mari și mici, subțiri și groase, cărticele cu poze și cărticele de jucărie în formă de armonică, de mosor, de chiflă împletită, cărticele cu povestioare, basme, aventuri, cu rebus, cu scamatorii și trucuri, cu ghicitori, cu ilustrații, cu fotografii care se mișcau și vorbeau, toate la fel de captivante. Aici funcționau 10 de mașini de tipărit. Era suficient să introduci printr-o parte a mașinii manuscrisul adus de scriitor sau desenele unui pictor, că imediat ieșeau pe partea cealaltă cărticelele cu poze gata făcute. Tipărirea se făcea cu ajutorul curentului electric. Culoarea tipografică se împrăștia în interiorul mașinii cu un pulverizator special și se lipea pe hârtia electrizată în locurile în care trebuiau să fie literele și desenele. Așa se explică viteza cu care erau gata cărțile. Mai departe, Habarnam și însoțitorii lui vizitară fabrica de instrumente muzicale, fabrica de păpuși unde se făceau marionete pentru teatrele de păpuși, uzina de automobile și multe alte locuri. Ziua numai asta făceau, plecau în tot felul de excursii plăcute, iar seara mergeau la cinema, la teatru, la concert sau urmăreau jocurile și întrecerile sportive. La campaniile astea participa uneori și Bibanu, cel pe care l-au cunoscut la fabrica de confecții. Bibanu era actor, așa cum am menționat mai devreme, știa foarte bine la care teatru sunt piesele cele mai interesante și îi sfătuia pe călătorii noștri la ce spectacol să se ducă. În general, călătorii noștri duceau o viață veselă, erau tot timpul plini de voie bună. Singurul lucru care îi strica lui Habarnam bună dispoziție era amintirea polițistului Țignal. În ziua în care a apărut pentru prima oară știrea despre dispariția lui, Habarnam s-a temut că va fi găsit. A doua zi însă, ziarele au anunțat că n-a fost de găsit nicăieri, în ciuda cercetărilor făcute fără întrerupere. Habarnam s-a bucurat și s-a mai liniștit puțin, totuși conștiința îi se trezea seara, așa era obiceiul, și începea să-i facă reproșuri. Ce pot să fac? Se justifica el, nu-s vinovat că a dispărut. Nu ești vinovat, e adevărat, accepta conștiința, dar te-ai bucurat că a dispărut. Te poți bucura oare de nenorocirea altuia? Ce treabă ai tu cu asta?
Se revolta Habarnam, de ce îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala? Cum vine asta? Care-i treaba ta? Se mira conștiința. Vreau să fii bun și îți voi reproșa mereu dacă te porți urât. Lui Habarnam i se făcu rușine până la urmă și se jură să nu se mai bucure atât. Dimineața următoare începu iar să se neliniștească și luă cu mâinile tremurând de ziarul, de teamă să nu dea peste știrea cu polițistul, Țignal, care a fost în sfârșit găsit și le-a povestit tuturor că Habarnam e acela care a distrus pereții poliției cu bagheta magică. Citi că Țignal n-a fost găsit nici de data asta, răsuflă ușurat și aproape că sări în sus de bucurie. Seara se mustră pentru burtarea lui, dar a doua zi dimineață se bucură iar. Treptat încetă să ia în seamă mustrările conștiinței și nimic altceva nu-i mai făcu viața amară. În plus, noi prieteni nu-i lăsară pe călătorii noștri să se plictisească. Cubuleț și Nit aproape că se certară din cauza lor. Cubuleț ținea morțiși să-și continue povestea despre arhitectură și să le arate casa lui Pepenaș. Iar Nit nu-l lăsa să scoată o vorbă și nu le dădea voie călătorilor noștri să facă un pas fără el. Lui Cubuleț era necaz că le-a făcut cunoștință lui Habarnam, Țintișoarei și lui Pestrițu cu Nit. Dacă aș fi știut că o să se întâmple așa, nu ți-aș fi făcut cunoștință cu ei, îi spuse el lui Nit. Dintr-o dată îi veni ideea să treacă mai devreme pe la Habarnam și ai lui și să-i scoată din casă, până să vină Nit. Așa și făcu. A doua zi dimineață se sculă cu noaptea în cap și plecă imediat la hotel. Mare-i fu mirarea când văzu că plecaseră deja. Iarăși mi-a luat-o Nit înainte, se înfurie cu Buleț. O să încapă el pe mâna mea. Chiar nu știu ce să mă fac cu el. Cubuleț își încruntă fruntea supărat, ieși afară și dădu de Nit, care tocmai sosise cu mașina lui săltăreață. Unde goneai așa? Îl întrebă Cubuleț cu un aer preocupat. Cum unde? Se miră Nit. La Habarnam și la Țintișoara. I-a luat cineva de aici? Cine? Sări în sus Nit, nevenindu-i să creadă. De unde să știu eu? Spuse nedumerit Cubuleț. A, scoase Nit un strigă și se lovi cu palma peste frunte. Știu, Bibanu, să nu mă mișc din locul ăsta dacă nu i-a dus Bibanu undeva. Chiar așa a fost. Bibanu făcuse de ceva vreme mai multe tentative ca să-i convingă pe călătorii noștri să facă o excursie la Parcul Soarelui, asigurându-i că e mult mai interesant decât să meargă pe la tot felul de fabrici și uzine. Nit nici nu voise să se audă de parc și încercase în fel și chip să-l împiedice să-și ducă la îndeplinire planul. Lucrurile au luat sfârșit în momentul când Bibanu a recurs la un șiretlic. A venit la hotel mai devreme decât de obicei și i-a dus pe călătorii noștri la Parcul Soarelui. Parcul se afla în partea de est a orașului Soarelui și se întindea pe o suprafață destul de mare. Avea în componența lui câteva zone sau, cum li se mai spunea, orășele. Orășelul sporturilor, unde se desfășurau jocurile și întrecerile sportive, orășelul acvatic, cu bazine de not, cu trambuline pentru sărituri și cu debarcadere pentru ambarcațiuni, orășelul spectacolelor, unde prichindeii aflau teatre, cinematografe și chiar un circ, orășelul șahiștilor, unde se puteau juca șah, dame și, în sfârșit, orășelul vesel, plin cu atracții de tot felul. Fiecare orășel era construit într-un anumit scop. Orășelul șahiștilor era amenajat în modul cel mai interesant cu putință. Suprafața lui era împărțită în pătrățele, înfățișând o tablă mare de șah. Casele, chioșcurile și pavilioanele aveau forma pieselor de șah, formă de turn, de regină, de damă, de nebun, de cal, etc. Gardurile aveau forma pionilor și la fiecare intrare stăteau câte doi cai negri sau albi. Printre florile care creșteau până și aici, în orașul șahiștilor, se aflau măsuțe, la care doritorii puteau juca șah sau dame. Erau mulți șahiști și șahiste. Șahiștii erau îmbrăcați în costume, în carouri, iar șahistele purtau rochițe împodobite cu piese de șah multicolore.
țineau cursuri de șah, povesteau întâmplări interesante din viața șahiștilor renumiți, participau la turneele de șah la care asistau o mulțime de prichindei, în sfârșit făceau partide simultane cu prichinduțele și prichindeii amatori de șah. Partidele simultane de șah constau în aceea că un șahist juca în același timp cu câțiva jucători la câteva table de șah. Erau și asemenea specialiști care jucau simultan la 10 sau 15 table, iar cel mai bun dintre ei, campionul din orașul Soarelui, șahmat, putea să joace simultan la 20 de table și în plus fără să se uite la ele. I se spunea doar ce mutare s-a făcut, el își nota într-un carnețel și zicea ce mutare de răspuns urmează. La partidele simultane veneau mulți prichindei. Totuși, cele mai interesante erau jocurile de șah automat. Automatul de șah era o mașină făcută după chipul și asemănarea prichindelului obișnuit, cu mâini, cu picioare și chiar cu cap. Înăuntru automatului se afla un calculator cu memorie legat prin cabluri electrice cu pătrățelele de pe tabla de șah. Când juca șah cu prichindel, automatul căuta cu ajutorul calculatorului cele mai bune mutări care să ducă la victorie și muta piesele pe tabla de șah. Nu-i nimic de mirare aici, pentru că jocul de șah își are propria teorie și poți întotdeauna să calculezi cum trebuie să muți figurile în așa fel încât să câștigi partida. Cei care construiesc cele mai bune automate de șah sunt șahiștii. Prin urmare, numai un campion la șah poate învinge o asemenea mașină, dar nici asta nu se întâmplă mereu. Au fost cazuri când însuși constructorul automatului a pierdut în fața lui. Acest fapt se explică prin aceea că un astfel de constructor poate fi obosit, poate fi bolnav sau poate să facă o mutare greșită din neatenție, în timp ce automatul nu obosește niciodată, acționează repede și cu precizie, dacă, bineînțeles, nu se strică. Într-unul dintre pavilioanele orășelului șahiștilor era instalat un automat uriaș, care putea juca simultan la 32 de table de șah. Automatul era așezat în mijlocul unei mese în formă de inel pe care se aflau 32 de table de șah. În fața lor stăteau cei care doreau să joace șah cu automatul. Automatul făcea o mutare pe una din table, apoi se răsucea puțin și făcea mutarea pe altă tablă, se mai răsucea puțin și tot așa. Se învârtea tot timpul făcând mutare după mutare. Totul se petrecea atât de repede încât unii dintre jucători nu reușeau să mute piesele la timp. În astfel de situații, automatul se oprea și aștepta mutarea de răspuns. Ajunși în orașul șahiștilor, călătorii noștri urmăriră îndelung partida de șah automatului uriaș. Țintișoara se sătură să tot privească, în schimb lui Habarnami se trezi pofta să joace șah. Văzând că unul dintre jucători a pierdut partida și a plecat de la masă, se așeză pe locul lui și spuse că vrea să joace. Țintișoara a început să protesteze și spuse că nu mai are răbdare să se uite la jocul de șah. Pestrițul spuse și el că și-a pierdut răbdarea, dar Habarnam se încăvățână și nu vrut să plece. Atunci Bibanu interveni zicând că se duce să se plimbe cu Țintișoara și Pestrițul prin orașul Vesel, că Habarnam poate să joace șah cât poftește, iar pe urmă poate să vină la ei. Căzură toți de acord.